Bună seara, stimați telespectatori! Un subiect destul de des auzit în spațiul public în ultimele săptămâni a fost cel al posibilității acordării unei mese calde pentru elevii români din școlile și de la țară și de la oraș, indiferent de veniturile familiei, de posibilitățile materiale. În această seară l-avem ca invitat pe liderul sindicatului din învățământul preuniversitar, domnul profesor Ion Dobre, căruia îi spunem bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cât de oportună vi se pare pe de o parte această inițiativă, cât de aplicabilă este pe de altă parte, având în vedere infrastructura școlară pe care o are țara noastră în momentul de față? Vorbim de toate nivelurile, și de zona urbană și de zona rurală. Da. Oportunitatea probabil că în anumite situații este obiectivă. O masă caldă, se vorbește de foarte multă vreme, introducerea sau scoaterea a ceea ce este acum, respectiv cornul și laptele, și introducerea unei mese calde. Deocamdată înțeleg că este vorba, nu înțeleg, cu siguranță este vorba de o pilotare în acest sens, pe un număr de 50 de școli, dacă nu mă înșel, și Buzăul este prins cu o școală. Ideea nu este rea, este încă o dată o spun. Minunată. Cel puțin, om cel are puțin, nevoie sigur, de o masă caldă. Se urmărește pentru scăderea abandonului școlar. Pe lângă asta, să nu uităm că jumătate din populația școlară a României trăiește la pragul de subzistență. Copiii care efectiv vin la școală cu un ceai sau... Sau nici atât. Sau, da, probabil atâta li se poate oferi. Problema e ce facem cu cealaltă latură. Infrastructura de care aminteați, este greu de presupus ca la momentul acesta să identificăm prea multe școli cu această posibilitate. Eu sincer să fiu, dimineață înainte de a veni către serviciu, am auzit la un radio central opinia ironică, ironică, mușcătoare chiar a unui director de școală din mediul rural, care a spus: domne, noi nu avem apă curentă și un grup sanitar decent. Ce să asigurăm hrană caldă la copiii ăștia amărâți? Da, acum vedeți, o idee că se va dovedi a fi bună sau proastă, până nu o pui în aplicare, nu ai cum să ajungi la concluzia că poate fi viabilă sau nu. A respinge din start că nu avem posibilitatea, iarăși este greșit. Haideți să luăm județul Buzău și o să ajungem la o constatare care contrazice ceea ce spunea acel director. Marea majoritate, peste 90% din unitățile școlare sau din localități, au în acest moment apă curentă. Apă curentă care se regăsește și în unitățile școlare. Populația școlară din mediul rural a scăzut dramatic. Acolo avem spațiu inclusiv pentru a putea amenaja sălile respective în așa fel încât să permită și această masă caldă. Se discută tot mai mult de, sau a fost abandonată oarecum ideea organizării unor campusuri școlare. Noi am avut așa ceva și exemplul ăsta l-am susținut inclusiv la întâlnirile cu reprezentanții partidelor politice de-a lungul vremii. Și am în minte exemplu Bisoca. Acolo a existat de pe vremuri vechi un internat, toate localitățile de acolo, din care... Da, Bisoca este o comună foarte răsfirată, da. Deci satele comunei sunt împrăștiate pe... Din toate punctele de vedere, faptul că numai acolo să lucrezi frontal cu elevi de aceeași vârstă, ai posibilitatea să le asigure, așa cum am spus, inclusiv această masă caldă, chiar dacă atunci probabil era pe banii părinților, acum ar putea să fie din partea statului. Deci eu, dacă m-ar lăsa cineva să decid, sigur că aș decide în sensul ăsta. Să nu uităm că inclusiv, dar la un moment dat, a fost abordat subiectul la nivelul municipiului Buzău, în sensul în care chiar am avut o discuție cu domnul primar, pentru că m-au atenționat colegi despre intenția sau despre declarația domnului primar în legătură cu
desființarea unor unități școlare. Sigur că după discuția cu dumnealui m-am lămurit, nu este vorba de desființarea acestor unități, era vorba despre scăderea populației școlare și aducerea celor câțiva copii care au rămas în centre, în, spre centrul orașului. Nu asta este soluția, probabil că acolo este normalitatea. Noi trebuie să tindem ca toți elevii să învețe așa cum este firesc, să se ducă la școală la ora 8 și să plece de acolo la 1, 2, la cât se termină programul școlar. În felul ăsta îmi rămâne inclusiv spațiu la dispoziție pentru a amenaja sălile respective despre care vorbim. Nu cred că, sau cu siguranță nu este benefic să ne întoarcem la ce a fost și avem și în momentul de față un exemplu, la școli care învață în trei schimburi. Este dificil școlile, și pentru copii, este școlile de vază, dificil ale... pentru absolut și cadre didactice și părinți, etc., etc. Deci lucrurile sunt cumva de discutat și în urma acestei pilotări o să se ajungă probabil la o concluzie. Ideea e să avem continuitate și aici, pentru că până în final este tot o decizie politică de care duce în lipsă aici în sistem. Pentru că am mai avut o pilotare în urmă cu 10, mai bine, 12 ani, referitor la managementul unităților școlare. Păi s-au tot schimbat legile de atunci și legea educației este alta. Nu s-a mai vorbit, nici măcar nu s-a prezentat un material în care să se spună uite la ce concluzie am ajuns. Și mă tem că și acest proiect să ajungă în acea situație. Da, eu sincer, dincolo de beneficiile indiscutabile pentru sănătatea celor mici, adică să ai o masă ca lumea asigurată acolo la o anumită oră, este cu totul altceva decât să-ți iei o gogoașă sau un strudel de la colțul străzii sau o șaorma. Și aici e o problemă. Și aici este o problemă pentru că avem exemplele acelor copii cărora părinții le dau atâția bani de acasă încât pot să-și cumpere ce vor, chiar la un restaurant de lux. Da, deci nu-mi imaginez pe acei copii stând cot la cot cu semenii lor mai neavuți și mâncând fasole sau mazăre cu aripioare. Argumentele mele sunt susținute și de un exemplu pe care l-am trăit. Într-un schimb de experiență în urmă cu 13-14 ani, școala unde lucrez, cu o școală din Franța. Acolo acest lucru era pus în practică. La ora mesei de prânz, cantina respectivă oferea contracost, bineînțeles, acolo, sau cel puțin contracost pentru noi cadre didactice, dar cred că și părinții copiilor plăteau ceva, nu știu cât, dar dispuneau de infrastructură, de bază materială, de personal calificat, nu se chinuiau probabil să angajeze la noi tot timpul opreliști în a-ți angaja personal calificat și am avut această problemă inclusiv cu bucătăresele de la școlile cu internat. E vorba și de o deschidere și finanțare și voință, în primul rând. Într-adevăr, deci problema spațiilor nu are cum să se pună la momentul actual pe fondul acestei scăderi a populației școlare. Problema la modul în care se alocă bani de investiții în țara asta, problema pe care o văd eu, sincer, este aceea a fondurilor necesare ulterior. Exact. Trebuie să amenajezi la niște standarde excepționale un spațiu din acel imobil unde funcționează școala, nu? Sau să construiești o anexă de la coadă, de la cap și să fie perfect salubră și să respecte toate normele sanitare și igienice. Dar e vorba de plata personalului suplimentar, e vorba de păstrarea alimentelor, că nu poți să vii în fiecare zi să faci piața și să te duci cu sacoșele până la, nu știu, Calvini sau la Bisoca să vii cu produse proaspete. Nu, trebuie să ai spații de depozitare, frigidere, pe categorii. Când povestea cineva care are, de exemplu, o fabricuță mică de înghețată, așa, spunea câte frigidere trebuie să aibă în acel spațiu, unul pentru ouă, altul pentru nu știu ce creme și tot așa. Deci o nebunie logistică vorbind. Deci e vorba de sustenabilitatea pe termen lung. Așa sună încântător. Dar consecvența pe care poporul nostru nu o prea cunoaște.
Da, eu aș găsi o soluție foarte ușor de realizat. Avem legea educației, avem un procent din PIB alocat pentru educație, dacă acel procent din PIB de 6% ar fi alocat, cu siguranță s-ar găsi rezolvare pentru tot. Și pentru construirea de spații destinate și chiar pregătirii hranei. Pentru că, haideți să ne ducem la exemplele care le avem. Avem foarte multe licee, în mod special, cu cantină. Și uite că se descurcă cu internet, și cu cantină. Unele dintre ele, dacă ne referim la liceul pedagogic, cu o populație școlară destul de numeroasă. Și uite că se deci s-ar găsi, avem nevoie de resursa financiară. Respectăm legea educației și putem să punem totul în aplicare. Noi până în momentul de față ne-am descurcat cu undeva cu 3 și ceva la... Deci încă jumătate din buget. Și asta n-ar presupune să avem încă jumătate din populația care lucrează, din salariații care sunt. Mai e probabil un procent de 10% suplimentat care nu s-ar duce atât de sus cu costurile salariale. Deci rezolvare se găsește. Dar înțeles. Să avem finanțare și să existe, așa cum am spus la început, voință din partea tuturor. Da. Un alt subiect călduț, încă destul de călduț, este cel al directorilor de școli numiți prin concurs. Au fost cazuri, mă rog, ideea de bază a fost înlăturarea politicului din învățământul românesc. Se pare că s-a reușit în mare măsură, dar pe de altă parte sunt voci care spun că la acele concursuri s-au prezentat și persoane care n-au obținut mai mult de, să zicem, un 4, nu zic 2, cum aud voci prin presă. Chiar și cu note de astea, sub nota de trecere, dar ocupă funcții de director de școli în lipsă de altă oportunitate. Este în regulă totdeauna sau... E un pas înainte pentru un învățământ. Totdeauna vor fi comentarii. Sigur că a fost un concurs organizat în pripă. În final eu am apreciat că s-a organizat acest concurs. Au fost directori la vremea aia în funcție care reclamau pripeala, faptul că nu au timp să se pregătească. Sigur. Mare parte din directorii aflați în funcție au luat concursul dacă s-au prezentat la examen. A venit acea anomalie cu care n-am fost de acord, pe care am criticat-o și o critic și acum. Dom'le, aveam ceva de modificat la metodologia privind concursul cu directorii. Sigur că și noi aveam multe lucruri pe care nu le agream. Dar nu vii să procedezi de maniera în care s-a procedat și să schimbi tot ce s-a creat până atunci, toată practica, să vii să spui că ok, pot fi și ceilalți. Poate că da. Găseai o soluție în perspectivă și poate găseai acea soluție doar acolo unde nu aveai pe cine să numești ca director. Dar măsura a fost deranjantă. Adică schimbarea de dragul schimbării. Sigur, pe urmă a încercat ministrul să o mai scalde, a chemat, pentru că au încercat, după ce au gafat, au încercat să acorde transparență maximă. Au fost nenumărate conferințe de presă, au fost chemați directorii care au demisionat, deci la Buzău a fost în situația Buzăului a fost respectată metodologia întocmai. În datele în care erau prezentate de metodologie, au fost numiți directorii, alții decât cei care nu mai împlineau condițiile. Nu s-au prezentat la examen sau nu au luat. Și acum să facem o corectură. Nu putem nu spune că au luat note de 2, 3 sau 4. Au fost cei mai mulți care au picat la 7 fără 5 sutimi. Așa au picat marea majoritate. Dacă or fi în țară, câteva cazuri probabil le numărăm pe degetele de la mâini. Mă refer la proba scrisă. Okay, în rest, marea majoritate au picat la mustață, undeva acolo, aproape de 7. Considerat transformarea punctelor transformate în note, cam acolo te duceau. Deci, dar faptul că s-a făcut atâta vâlvă și de asta spuneam, ministerul a încercat să o îndulcească puțin, pentru că au chemat directorii care au demisionat să argumenteze de ce au făcut-o. Și pot să dau un exemplu concret. În momentul în care un profesor de o anumită disciplină, care câștigă și din meditații legal, atenție, omul este înscris, plătește la stat,
a realizat că munca de director presupune o prezență în școală, era să spun să stea în școală, dar mă feresc de da. Cuvântul asta pentru că are două sensuri în cazul de față, o prezență în școală de 10 ore pe zi. Ei, și îmi fac și eu un calcul. Cât câștig din munca asta corect. De director? Se merită păi, sau nu se merită atâta dăruire? Poate că eu acasă câștig mult mai ușor banii ăștia. Cu siguranță. Bine, mai ușor în sensul în care într-o perioadă mai scurtă de timp. Că munca și acasă nu e chiar ușoară, să nu credem lucrul ăsta. Nu asta e spun. Ușor, dar... Să nu mergem nici de o extremă, nici de cealaltă. Există un dram de adevăr în toate acuzele care s-au făcut. Da, și eu am informații că au venit la mine colegi care mi-au relatat faptul că știi, m-au sunat ca să... Cine? Păi nu îmi spunea cine. Să-mi dau demisia. Ok, ești capabil să faci munca asta? Da. Atunci nu-ți dai demisia. Unii dintre ei chiar lideri de sindicat. Și da, ai tot sprijinul nostru în momentul în care se fac presiune asupra. Da, noi, dar... Să ne și comunici lucrul ăsta, că așa doar să ghicim sau să bănuim noi că se face asta. Unul dintre persoane chiar pe stradă m-a oprit. Una dintre persoane. Uite cum stau lucrurile. Și dacă ai coloană vertebrală și nu ești vulnerabil, rămâi pe poziție, sus capul și îți faci treaba până la vară. La vară vine concursul, în 14 august o să avem organizat asta concursul. Asta vreau să vă întreb. Când se pot face următoarele deja, reparații? Deja este stabilită perioada și va fi probabil o concurență mai mare pentru că cei care sunt acum pe funcție sau au acceptat și nu și-au dat demisia, cu siguranță se vor prezenta și ei la concurs. Probabil la multe unități va fi concurența ceva mai mare, dar asta e un lucru bun, zic eu. Da, nu știu dacă să spun că este ultima întrebare, având în vedere că mai avem vreo 6 minute la dispoziție. Acum vreo 2 săptămâni l-am avut ca invitat în studio pe domnul comandant al IPJ Buzău, care către finalul discuțiilor pe care le-am avut aici a primit și următoarea întrebare. Cum stăm cu violența în școli? Domnia sa a spus că destul de bine, n-au mai fost raportate cazuri, n-au mai fost mediatizate cazuri, că poate unele se produc, dar nu se mediatizează. Rămân așa, se pune batista pe țambal. Au trecut nici 2 săptămâni, de fapt 2 săptămâni se fac astăzi. Așa, au trecut 10 zile și la sfârșitul săptămânii trecute am avut 2 eleve care mai să-și scoată ochii în fața școlii din Luciu. Deci un nou caz, inedit, oarecum inedit, deși și din acestea au mai fost în țară cu eleve care s-au păruit, adică lăsând la o parte testosteronul băieților care tind să se afirme acolo în școală, iată că și copiii ăștia, fetițele, au ceva de împărțit. Cum se rezolvă aceste cazuri și ce se poate face pentru a se termina cu această agresivitate? Greu de spus dacă se va termina vreodată. Poate se va diminua ca intensitate, să nu ajungă fetele totuși la se lovi fizic. Și pe vremea noastră, să nu uităm, dar cumva lucrurile nu degenerau până acolo. Băieții s-o recunoaștem, mai aveam altercații și de multe nu se auzea în școală, pentru că altfel, cu siguranță, notele la purtare ar fi fost destul de mici. Sigur că școala caută și încearcă prin tot ce face să diminueze acest fenomen. Șeful poliției a relatat un lucru care ne bucură, faptul că s-a diminuat violența în școli este un merit al tuturor și al prezența poliției în unitățile școlare prin polițiștii locali. Probabil a contribuit într-o anumită măsură la diminuarea acestui fenomen. O mai bună cunoaștere și o mai bună colaborare dintre cadre didactice și părinții copiilor, pentru că să nu uităm, degeaba noi în școală insistăm și lecțiile de dirigenție sunt reduse ca număr, știți că e una singură pe săptămână, consilierea și orientarea la fel, deci nu poți să acoperi toate laturile și doar prin teorie. Fără o conlucrare cu părinții și de multe ori
mediul familiar este cel care transmite. Da, aceste tare. Sigur. Cu siguranță. Și agresivitatea se manifestă. Acum, nu știu, fetițele respective din ce mediu proveneau, dar surprinzător este că, totuși, la o vârstă mult prea mică, nu, de regulă, fetele mai mari înțeleg că au un, câte ceva de împărțit și, în mod special, cazurile care au fost lansate aveau la bază sau neînțelegerele erau în privința unui băiat. Aici probabil a fost o jucărie, o păpușă, o ceva. Ceva cu niște bârfe, am înțeles, sau bârfit, nu? Deja să da. Erau domnișoare în propria lor da, concepție. Este îmbucurător că s-au diminuat. Nu putem să lăudăm că încă se întâmplă. De fapt, trebuie să găsim soluții să nu se mai întâmple. Din păcate, cadrele didactice nu pot sta permanent lângă toți copiii nu, în același timp. Cadrele didactice nu au cum să stea permanent și nu au cum să se implice neapărat în momentul în care un astfel de incident se întâmplă în fața școlii sau, mă rog, în afara școlii. Nu, v-aș contrazice. Nu, orice cadre didactic de acord este că nu obligat să treci. Intervină, indiferent că îi sunt copii de la clasă sau chiar dacă nu sunt din școala respectivă. Am înțeles, dacă evident, aș trece eu pe lângă un liceu, cred că aș încerca cumva să aplanez. Eu nu am spus asta, că în momentul în care s-au terminat orele, cadrul didactic și-a luat gentuța pe umăr și trece cu capul între urechi pe lângă orice nenorocire se întâmplă în vecinătatea școlii. Mă refer, în schimb, la altceva. Vedem în ultimii ani tot mai multe imagini. În fiecare zi am ajuns aproape să vedem filmări făcute cu telefoanele mobile în clasă, când un profesor se răstește la copil, când un profesor înjură sau... De ce nu există posibilitatea aceasta sau de ce nu se aplică monitorizarea video, nu audio, video, a sălilor, a întregului spațiu în care funcționează aceste da, noi clase. Sindicatele, sigur că vom fi acuzați de conservatorism din punctul ăsta de vedere. Cadrul didactic are nevoie de o anumită intimitate. Una să fii expus întregului spațiu vizual părinți și... Bine, părinții, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă acces. Dar totdeauna se vor găsi critici care să nu fie de acord cu ceea ce tu faci. Și nu știu cât de benefic ar fi... pentru procesul instructiv educativ. Din acest motiv și din altele, inclusiv prin lege, este interzisă monitorizarea video fără acceptul cadrului didactic. Este permis asistența, poate fi asistență din partea părinților, a celor avizați, a șefilor, dar atât, nu și înregistrarea video. Deci în momentul de față, un cadru didactic care este îmbrâncit sau lovit de un elev supărat că i s-a pus o notă proastă sau o absență, trebuie să-și rumege liniștit frustrarea în eventualitatea că toată clasa, că sunt și cazuri de astea, sunt clase întregi care poate nu simpatizează un anumit profesor. Și în momentul în care acel profesor este agresat, e clar că nu-și va găsi niciun martor din clasă care să spună, domnule, săracul om, vedeți, au sărit pe el și l-au făcut. Eu sunt reprezentantul pe linie sindicală acestei categorii de care vorbiți, dar dacă un cadru didactic ajunge să nu fie agreat de întreaga clasă, trebuie să-și spună un semn de întrebare. Prin urmare, lăsați-mă să, sau nu am exemple, chiar dacă s-au întâmplat cazuri de agresare a cadrului didactice, au fost și susținători ai profesorului da? Respectiv, cu siguranță. Da. Deci nu a murit cu dreptatea în mână. Dar e greu ca un cadru didactic să nu fie apreciat chiar de nimeni din clasă. Bine, deci mai avem un singur minut, după cum ne spune regia de emisie. Penultima întrebare de 30 de secunde este, copiii de ce au dreptul să filmeze în sala de clasă? Nu au acest drept, decât tot cu acceptul profesorului. Mijloacele tehnice sunt la dispoziția oricui, este greu ca un cadru didactic să preîntâmpine aceste practici în multe cazuri. Tu absorbi de ceea ce ai de făcut la clasă,
nu ai timp să-l monitorizezi și pe elevul din ultima bancă și pe cel din prima bancă ce face. Ar trebui să o faci, dar să nu uităm un lucru. Clasele la noi sunt supraaglomerate. Avem cea mai mare medie de copii pe clasă. Marea majoritate a claselor din municipiu funcționează cu peste 30 de copii la clasă. Avem licee unde avem 36-38 de copii la clasă. Este greu să monitorizezi. Da. Și mai aveam o ultimă întrebare și mai scurtă despre cazul elevei lovite ieri de tren în timp ce mergea cu căștile pe urechi și își butona telefonul. Sau... Eu știam de un elev sau un elev care a fost lovit de un tren și chiar bun sportiv. A fost unul care a murit, nu la noi. Deci nu la acela vă referiți. A fost o elevă în gara Buzău, lângă gara Buzău, care a fost ștearsă. Nu, din fericire s-a ales cu răni care nu i-au pus viața în pericol. Da. Probabil nu suntem atenți la informațiile menite să ne protejeze. Acel copil cu siguranță nu a știut de cazul care s-a tragic despre care eu aveam informații. În momentul în care ar conștientiza ce se poate întâmpla, sigur ai fi puțin mai atent la da. Viața ta. Mulțumesc foarte mult, vă doresc plăcere. O seară bună, domnul Dobre, și vă mai așteptam pe la noi, evident. Domnilor și domnilor și dumneavoastră de asemenea, o seară bună, rămâneți cu TV Sud-Est și pentru alte emisiuni.